Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului. Sunt Radu Abramescu, ne aflăm la Cluj-Napoca, UBT vs. CSM Petrolul Ploiești, în Liga Națională de Basket Masculin, bineînțeles. Un meci aici, în cea mai mare sală din țară, în conferința a Ligii Naționale. Avem două conferințe, așa cum știți, cu câte 9 echipe fiecare. Clujul, 11 victorii, o înfrângere, urmată de Rapid, 9 victorii, 3 înfrângeri. Ploieștiul, 8 victorii, 4 înfrângeri. Ploieștenii care au pierdut în urmă cu 3 zile cu Târgu Mureș, acasă, 73-78, bătuseră Ciucul, Rapidul, pe 16 decembrie, 92-61. Târgu Jiul și pierduseră cu Sibiul în startul lunii decembrie. De partea cealaltă, Clujul cu ultimele 3 victorii contra Craiovei, contra celor de la Târgu Mureș și contra Sibiului. Înfrângere cu Rapidul acasă pe 23 decembrie, 83-88. Astăzi Clujul fără Karel Guzman, se pare că are o accidentare ușoară, însă cu un nou conducător de joc, este vorba de Casey Shepard. Nemanja Gordić și el a dus după startul sezonului un conducător de joc de mare experiență, foarte, foarte bun. Clujul cu cel mai bun lot, bineînțeles, să nu uităm, Clujul joacă Eurocup, a doua competiție ca importanță în Europa. Știu că s-au făcut multe comparații între Basketball Champions League, competiția organizată de FIBA, și Eurocup. Sunt multe meciuri însă în Eurocup, mai multe decât în sistemul competițional organizat de FIBA. Iată și lotul celor de la Ploiești, cu veteranul Octavian Popacalo, tot conducător de joc, un fundaș care a jucat la Eurobasket 2017. Brigada de arbitri din această seară la BT Arena. Destul de multă lume în sală, având în vedere că încă este vacanță. Nu s-a întors toată lumea din vacanță. Încep școlile săptămâna viitoare. Dar aici la BT Arena au fost săli pline în Eurocup. Intră jucătorii pe teren. Emi Cățe, a dus și el la Cluj din prima ligă iberică din Spania. Shepard și Richard sunt pe teren. Gordić Mendel. Prima posesie este însă a ploieștenilor, cu Popacalotă. Un pick and roll. S-au dublat bine clujenii. Bună pătrunderea. Păcat de acea ratare cu panoul. Voluntar Dinamo 71-71. Mai e o zecime, cred. Cel puțin așa arată site-ul federației. Mendel după pick and roll cu acest layup.
Bârchici în colț pentru Popacalotă, liber Popacalotă, ratează. Gordici, Mendel. Petricior ratează. Da. Frumos pasul la Leiup. Shepherd cu panoul. Comain pasă pentru Burkic prea în spate. Shepherd cu intercepția. Richard întoarce la Gurdic. Echipa mai scundă a Lujului pe teren cu doar cu Cățe, jucător înalt. Încă un contraatac frumos al ploieștenilor, cu mai Michel la finalizare din pasa lui Misters. Timeout cerut de Mihai Silvoșan. În partea cealaltă, domnul prieten Miță Popa. A revăzut coșul lui Mendel, mergând cu acest pas 0. Poți face practic 3 pași, cam asta s-a întâmplat și la coșul lui Mendel. Regulamentar spuneam. S-a schimbat de ceva timp această regulă, destul de greu de interpretat. Reflexele jucătorilor antrenați în sistemul vechi trebuie și ele readaptate, bineînțeles, și reflexele arbitrilor. Învățați să arbitreze într-o manieră. Nemanja Gordić. Ce mingea Mendel cu handoff-ul, apare Cățe la blocaj. Handoff cu Richard. Richard în colț la Shepherd. Ratează. Bârchici se bate la recuperare. Prinde Mister și lasă la Popacalotă. Mitchell cu Main. Schimbă locurile Popacalotă cu Misters. Bârchici cu blocajul. Head recover se apără ploieștenii la pick and roll sus. Dinu cu aruncarea de la mare distanță. Trebuia să arunce puștul ploieștenilor. Ce au zis sirena care anunța expirarea celor 24 de secunde de atac. Shepherd așteaptă blocajul lui Cățe, pleacă în partea închisă. Cățe aproape să scape mingea. Se lansează frumos și marchează. Main a lăsat la Bârchici. Popacalotă, Dinu n-a putut ieși la minge, o face Mitchell Comain în colțul terenului, apărat de Shepherd. Cearcă proiectul să creeze spații în defensiva Clujului. Bârchici de 3 puncte, scutură plasa! Buzzer beater al lui Bârchici. Mendel cu Pat Richard. Handoff al lui Cățe cu Shepherd, care schimbă frumos ritmul în alergare, în dribbling. A avut acel stop and go cu care și-a adormit adversarul. Romain. Bine a ieșit Bârchici. A preferat să n-arunce. Se încurcă și face pași.
Putea arunca de la semidistanță, are mână bună. Bârchici ne-a arătat-o mai devreme cu un coșul de 3 puncte. A luat însă o decizie proastă. Pasă peste Michel Comeni pentru Petricer, dar lui Cățe. Destul de riscantă. Au clujenii mingea din spatele tușiei de fund. Vor repune de acolo. Da, fault. Fault și mingea intră pentru Mendel. Împinge, evident, Misters acolo. Three point play pentru Leo Mendel. Popacarot. Dinu, pasă bună în colț pentru Comeni, care scutură plasa. Da, pentru a doua oară foul coș. Ce bine se echilibrează Mendel în aer. Am prins din nou Misters. Era și prins cu spatele. Din nou fault evident. Și marchează din nou Mendel. Bârchici. Pasă greșită Dinu. Se bate pentru acea minge și reușește să oprească măcar contraatacul. N-a putut să-i smulgă mingea lui Gordici. Ba da. Posesia rămâne. Fault din spate Mendel. La Milin. Shepard surprins cu spatele. N-a reușit să dubleze acolo, să închidă pătrunderea lui Milin. Prima liberă reușită. Iată și pe Mihai Popa, antrenorul Ploieștiului. Două puncte pentru Milin. Gordici. Pick and pop cu Mendel. Revine cu blocajul Mendel. Un re-pick. A contestat acolo traseul lui Mendel. Milin cu prețul unui fault. Destul de ușor dat. Buzul la reloare. Din nou Shepard cu aceeași mișcare. Accelerează, se oprește și pleacă din nou. Iată-l. De multe ori frâna e mai importantă decât plecarea. A jucat bine faza Shepard. Acel hesitation. Ratează prima liberă însă. Michel Comeni presat de Shepard. Bună pasa, scapă mingea Dinu însă. Nemanja Gordić. Mendel blochează pentru ieșirea lui Pat Richard. Frumos de becul, ratează însă Richard. Kevin Calotă.
Mitchell Comain, Bârkić, pasă peste pentru Milin. Bine a cerut mingea peste Shepherd și se descurcă Supanu. A fost un reverse layup ciudat, dar mingea a intrat și asta contează. Gordić. Dinu. Dinu accelerează Cățe, vine lângă el, marchează Dinu. S-a adus cu curaj puștiul Ploieștiului peste mult mai înaltul Emi Cățe. Pivot puternic, atletic Cățe. Ratează aruncarea Shepherd. Kevin Calot în colț pentru Dinu. Kecen shoot de 3 puncte. Ratează Dinu. Voleibolează același Milin. Și Ploieștiul e în avantaj. Din nou timeout. Are ritm partida. Cu siguranță Mihai Silvășan nemulțumit de defensivă. Revedem acțiunea lui Milin. Nu s-a mai întors cu fața la inel, a aruncat cu spatele. Da, nu mi s-a părut foarte convins Emi Cățe când a sărit la capac. Iar aici este voleibolarea lui Milin. Bircevici și Stipanović introduși pe teren după acest timeout. Cuplul de jucători pe poziția 4-5, atât și pe Nandor Cuti. Bircevici acum Richard pentru Cuti. Apare Stipanović la minge. Cuti găsit de Stipanović. Putea arunca mai devreme de acolo din căciulă un stop shoot. S-a complicat, a forțat aruncarea acum pe el în contact. Aruncare scurtă a lui Milin. Recuperează Bircevici. Bircevici. Cuti. Stipanović în colț la Sanders. Marchează Sanders. Carot era departe de el. A mers bine mingea. Dinu pentru Milin. A întâlpinat destul de tare. Bircevici se putea fi la fault acolo. Bună capcana la Kevin Calot. Dinu ciupește mingea din fața lui Stipanović. Păcat de apărarea Clujului. Frumos au făcut capcana. Dinu lasă frumos cu mâna stângă și ploieștenii sunt în superioritate numerică în spațiul de 3 secunde. Pasă bună a lui Bârkić pentru Milin. 20-18 pentru gazdele, pentru oaspeții de la Ploiești. 1 minut și 40 de secunde din primul sfert. Un floater al lui Stipanović. Calot. Îl păcălește pe Cuti. Până la urmă Cuti ia mingea, se fluieră fault. Are tehnică bună Kevin Calot. Și cred că ia tool-ul lui. Faptul că își poate depăși oamenii cu ușurință. Ori asta pentru un fundaș, pentru un conducător de joc e absolut necesar. Numărul 1 pentru Ploiești în teren este Thunderberg. El îl apără pe Pat Richard.
ratează Calotă, a doua aruncare liberă, Ploieștiul cu avantaj minim, un punct. Pat Richard, Stipanović. S-a aruncat pe coș și a avut spațiu acolo pentru un dribbling în forță. S-a încărcat pe două picioare, s-a dus direct în adversar. Faultează Ogburns. Aici e o problemă biomecanică la aruncare. Nu e punctul forte al lui Stipanović. Un jucător extrem de util, puternic, are știința jocului. În spațiu de 3 secunde aruncă, însă, așa cum vedeți, aceeași problemă o are și Emi Cățe. Vanderberg a apărat agresiv de Sanders. Calotă cu coșul de 3 puncte. A mers bine mingea pentru ploieșteni. Ogburns și Stipanović. Bircević. Cuti. Nu, niciun caz nu se putea fera greșeală tehnică aici la Calotă. A fost contact evident. Mi s-a părut că a stat bine Calotă acolo. Cuti mult mai puternic, mai înalt, mai greu. Richard din colț. Ratează Pet Calotă, se bate cu Cuti. Cuti recuperează ofensiv, dar este căpăcit de Ogburns. Ce capac! Calotă faultat în tranziție. Revedem capacul senzațional al lui Ogburns. Calotă așteaptă blocajul, ajută Stipanović și calcă practic pe Calotă. Doar aruncări libere pentru Kevin Calotă. Prima liberă marcată. Pare că nu e multă lume în sală, însă vă reamintesc că sunt probabil în jur de 10.000 de locuri aici. Schimbare acum pentru ultimele secunde. Defensiva Ploieștiului. Romain rămâne la Pat Richard și pleacă din 1-4 acest atac cu mult spațiu pentru conducătorul de joc, Pat Richard. Încearcă dancul, sare Ogburns la capac. Trebuie să revedem această fază. În niciun caz nu ce arată Sanders, greșeală antisportivă. Nu m-a edificat reluarea, nu știu dacă pe dumneavoastră. N-a avut nicio intenție să faulteze acolo. Ogburns a sărit la capac curat, n-a lăsat mâna jos. A fost contact probabil și sunt două libere pentru Richard, însă în niciun caz greșeală antisportivă, cum a arătat Sanders. Două libere, Richard. Conducătorul de joc al Naționalei României. Dinu și se termină primul sfert. Ploieștiul în avantaj 26-22, oarecum surprinzător. Ploieștiul este însă o echipă surprinzătoare.
Meci așadar, cum vă spuneam, din conferința A, două conferințe, de 9 echipe. Un sistem cu un număr impar care a dat multe probleme în calendar. Spuneam, s-a ajuns ca multe echipe să joace 4 meciuri acasă, apoi câte 4 în deplasare. Adevărat că sunt și echipe angrenate în cupele europene. Mai se încurcă și de aici programul, cum s-a întâmplat și în Cupa României, din cauza Craiovei. Cei de la Craiova n-au crezut că pot merge mai departe în FIBA Europe Cup. Au făcut-o. Și turneul de la Constanța a trebuit să fie amânat pentru finalul anului trecut. S-a terminat și voluntar cu Dinamo, o repriză de overtime, 71-71 după 4 sferturi. Voluntarul se impune 80-78. A fost 9-7 în overtime pentru voluntari. O repriză de prelungire așadar, de 5 minute a fost necesară pentru ca acele două echipe să se departajeze. Voluntarul învingătoare. Richard pentru Sanders. Apare Stipanovici, pasă bună pentru Cuti. Cuti nu s-a mai întors să arunce însă. Richard din fața lui Mitchell Quamane, recuperează ofensiv Cuti, lasă la Sanders, catch and shoot de 3 puncte, Sanders ratează, recuperează din nou ofensiv Cuti. Sanders, nu știu de ce n-a pasat de la început, Thunderbird câștigă această minge. Thunderbird Jr. Îl păcălește pe Sanders până la urmă, trecându-și mingea pe la spate. Airball, cred că a fost a lui Quamane Mitchell, deși era singur pe semicerc. Cuti scapă mingea afară. Atinsă, probabil, de Quamane. Handoff Bircevic cu Richard. Indecis Richard, și-a dat seama că ar fi pasat greșit, nu plecase unde și-a dorit el Stipanovic. Pași, da, n-a sărit la fentă Ogburns. Stipanovic pierde mingea cu o greșeală de tehnică. Mitchell Quamane, la reluare parcă nu mi s-au părut pași. În fine, poate n-am fost foarte atent la picioare. Capac și din capac, mingea îi cade în cap lui Stipanovic. Ce fază! Și cu mingea Bircevic, Sanders. A, urmărește Stipanovic și pune în doi timpi. Reușește să marcheze de două ori. A lovit acea minge. Ene, liber la 3 puncte. Aruncă Ene, ratează. Patrick Richard. Cuti, Stipanovic. S-au încurcat puțin clujenii aici. Sanders. Stipanovic. Bună pasa pentru Richard. Coș. Este timeout. La egalitate la 26. Clujului. Mitchell Quamane repune pentru Popa Carot. A ieșit bine la help Stipanovic acum, având grijă să nu mai facă fault.
Bună pasa lui Ene pentru Calută, care face pași. Așa este, pași la oprire. Trebuia să arunce sau să paseze direct. Și-a dat seama imediat Kevin, un jucător de mare experiență, știa că a greșit. Dar nu strică să faci o față inocentă în primă fază. Și vezi tu după. Michel Comain cu stop shoot, a ales bine momentul aruncării, dar ratează. Ratează și Burkic cu mâna stângă de sub coș. Stipanovic pentru Richard, care aruncă repede cu depășirea inelului, imprecis însă. Cred că i-a scăpat mingea din mână. Sincer, pentru că a aruncat-o mult prea sus. Kevin Calută. Da, încearcă să-i arate arbitrului că e faultat de Sanders și l-a lovit peste față. Aici. Dar mâna era a lui Sanders. N-avea ce să caute acolo cu mâna. E fault. Schimba Sanders. Nu, rămâne Sanders pe teren. Shepard a intrat în locul lui Patrick Richard. Handoff pentru Thunderbird Junior. Mingea nu intră. Recuperează Emicățe din fața lui Ene. Casey Shepard. Traversează Sanders. Stipanovic nu se uită la coș din acea zonă. Nu e poziția lui. Aruncă de la distanță Cuti și ratează. Ene ratează și el recuperarea defensivă. Da. Scoate mingea, a greșit Sanders. Ene găsit pe contraatac liber de Michel Comain, care s-a dus hotărât pe coș. Cățe a sărit și a lăsat mingea perfect fundașul Ploieștiului. Shepard revine la minge. Stipanovic. Stipanovic greșește și el. Ploieștiul cu încă două puncte ușoare. Greșesc clujenii. 30-26. Parcă au intrat prea relaxați clujenii. Și nu ies din pasa proastă, din aceste greșeli. Sanders aruncă din fața lui Calută și marchează. L-a invitat Calută să arunce cumva, l-a provocat. Sanders înscrie. Burkic pentru Kevin Calută. Din nou Burkic cu blocajul sus. Intercepția clujenilor. Stipanovic și mingea intră. Merge la linia de libere Stipanovic. În colț Burkic, calcă afară când pleacă. Nu e Burkic, era Misters. Shepard vine cu mingea pentru Clujeni. Sanders, handoff. Sanders, step back. Zencuti lasă cu podeaua pentru Stipanovic. Zencuti ratează. Recuperează Casey Shepard. Încă un atac al Clujului. Sunt într-o zonă mică ploieștenii.
Trei aruncări libere. Greșeala în defensiva lui Popacalotă, care s-a întors și cu spatele după ce a sărit. A fost contact acolo. A aplaudat puștul Clujului. Bârchici îl așteaptă pe Calotă să vină să ia mingea de la el. Mister Schecei, șut de 3 puncte ratat, fault Atene. A ținut în prima fază, apoi împins de Mendel. Mitchell Comain. Târziu a plecat Sanders și este coș de 3 puncte al lui Ene. Cățe vine cu blocajul pentru Shepard. Mingea n-ajunge, e liber Mitchell Comain pe contraatac. A aruncat și o privire în spate, să vadă dacă e urmărit de cineva. Shepard la Sanders. Sanders nu aruncă. E mică țempousta, preferă pasa. Revine. S-a întors cu fața la coș, nu aruncă. Nu știu dacă a făcut pași pornire sau a călcat afară și Shepard. Nu, pași pornire. A schimbat pivotul la momentul plecării. Popacarot. Pe contrapie ratează. Se dusese bine. Shepard. Recuperează Ene. Misters pentru Comain. Bârchici s-a uitat în spate. Lujerii nu veniseră încă înapoi și s-a temut de un capac. Bârchici se duce pe mâna stângă peste Cățe. Se încurcă între ei clujenii, Shepard și Cățe. Ar fi recuperat defensiv. Shepard își recunoaște greșeala. A venit prea entuziasmat din spate pentru recuperarea defensivă. Posesie pentru Ploiești. ...14 secunde, atac scurt, bineînțeles, la repunerea din partea ofensivă. Ene pleacă bine pe tușă și este faultat jos. Iată, a făcut fender de handoff, Bircevic îl faultează. Repunere din lateral. Kevin Calotă... Bârchici, hand-off cu Calotă, stop shoot de 2 puncte, ratează Octavian Popacalotă. Gordici. Zencuti așteaptă pe Cățe. Scoate mingea până la urmă la Shepard. Vine blocajul, Shepard frumos cu mâna stângă. Bine s-a dus. Și este din nou timeout. Același hesitation după blocaj. Rămâne puțin cu mingea în mână, apoi accelerează îndeajuns cât să-și adoarmă adversarul.
9 puncte cu Main, 6 puncte Popa Calotă, 7 puncte Shepherd. Vicevic are 4 recuperări pentru Clujeni. Recuperări și Milin de partea Ploieștiului. Opa Carot față în față cu Zencuti, care nu-l atacă aproape. Știe că poate fi depășit ușor și se creează imediat superioritatea numerică. Bârkić iese pentru coșul de 3 puncte. S-a bătut Tene la recuperare. Era între doi clujeni însă. Gordici pentru Bircevici. Cățe. Hand-off cu Gordici. Aruncarea e scurtă. Michel Comain. Mister catch and shoot de 3 puncte. Ratat. Recuperează Emi Cățe. Shepherd. Pasă peste pentru Bicevic. Vine Calotă și fură mingea. Dar cred că l-a lovit și peste deget. Iată-l cu acea bandană și pe Carel. Cam urât țipă acolo Bicevic. Dar cred că a fost lovit peste încheietură destul de tare. Cei care mai știm și câteva cuvinte în sârbă, știm și ce spune. Nu e prea frumos. Cățe, slam dunk! Superbă acțiunea! Pasă cu pământul și Emi Cățe. Bagă mingea de sus cu două mâini. De bine a venit Poasa. Ene este la 3 puncte, aruncă Ene, ratează, Sanders scapă mingea afară. Misters, scuze, nu Sanders. Sanders e în partea cealaltă, Anders Misters. Sărise mingea foarte bine pentru el. S-a încurcat cumva din poziționare și este schimbat, iată, de Mihai Popa. Ultimele secunde din prima jumătate a meciului. Shepherd faultat. Gordici. Gordici pasă pentru Shepherd. Shepherd se mută în colțul terenului. Airball. 38-35 după primele 20 de minute de joc. Revenim și noi în 14 minute cu sfertul al treilea la partida de aici, de la BT Arena din Cluj. Am revenit cu transmisia noastră din sala BT Arena, la Cluj-Napoca, bineînțeles, acolo unde clujenii, campionii antitrii, întâlnesc pe cei de la Ploiești. Un meci cu ritm în prima parte. Spectaculos, cu 3 puncte doar pentru Cluj. După primele 20 de minute, Petrolul a și condus o bună parte din timp. Clujul s-a încurcat, a jucat destul de încâlcit, multe decizii greșite în ceea ce privește pasele, acțiunile. Iar Ploieștiul a jucat cu mult curaj, o echipă imprevizibilă cu mulți jucători care pot marca în situații complicate. 38-35 așadar, după primele 20 de minute. Astăzi am avut Oradea Steaua, 101-74, un meci jucat la ora 17.
După care voluntar Dinamo cu o repriză de prelungiri. S-a intrat în overtime la egalitate la 71. Voluntarul s-a impus 80-78. Meci tare la voluntari. Revin pe teren clujenii. Vircevic, Sipanovic, Sanders, Shepard și Nandor Cuti. Cinciul de start în sfertul al treilea. Vedem imediat și Ploieștiul. Michel Comain, Popacalotă, Misters, Bârkić. Nu știu cine este al cincilea. Vedem imediat. Milin e al cincilea. Out. Posesie pentru Cluj. Shepard. Vircevic n-a reușit să ia prin planul Stipanovic. S-a dat la o parte inteligent Bârkić și Cutil faultează pe Popacalotă. Bârkić cu Stipanovic în spate. Greșită pasa, n-avea nicio șansă acolo să prinde Kevin Calotă. Shepard trebuie să se oprească și anunță schema. N-au reușit să rezolve în tranziție ofensivă clujenii. Cuti pentru Bircevic. Hand-off cu Shepard. Stipanovic blochează și coboară. Fac din nou spațiu pentru acțiunea lui Shepard clujenii. Ratează însă Shepard. Pași pornire. Da, greșel de tehnică la jucători mici. Iată cum pleacă ridicând pivotul Misters. Nu știu ce avea de discutat cu arbitrul. Era evident că a greșit. A simțit și el. În fine. Încă o dată Bârkić interceptează din fața lui Stipanovic. Misters scutură plasa de la 3 puncte. Egalitate la 38. Shepard pentru Stipanovic. Apare Cuti. Cuti. Stebek. Aruncă scurt. Recuperează defensiv Misters și lasă la Michel Comain. Comain. Pasă din săritură. Kevin Calotă. Trebuie să se întoarcă. Scurt. Aruncă Misters. Se și împiedică. Sanders. Singur cu coșul. A fost o problemă la resetarea timerului, probabil se oprește jocul. Ori n-a plecat ceasul la timp, ori a plecat prea devreme. Pare că n-a plecat la timp. Da, se consultă din nou sistemul de instant replay. Pentru a vedea cum... cum a plecat timerul de 24 de secunde.
Pressing făcut la repunere, scapă ploieștenii, 3 contra 1, nu rezolvă însă. Incredibil. A prins viață mingea, cum se spune. A fost de necontrolat. Shepard pentru Cuti. Cere mingea în post-up, Mindel era în mismatch cu Kevin Calotă. Cuti ratează aruncarea de afară. Scapă Shepard, scoate mingea până la urmă. Rămâne liber la 3 puncte, nimeni lângă el, ratează Shepard. Posesie Cluj, al treilea atac practic. Shepard pentru Mendel. Faultul lui Milin. Cuti, e liber, Kevin îl lasă. Stă la distanță de el. Ratează. Pentru a treia oară când ratează Cuti și cred că e a patra recuperare ofensivă. E foul până la urmă. Foul la recuperare asupra lui Stipanovici. Repunere din spatele tușei de fund, se duce Shepard să ia mingea. Shepard. Înseritură pentru Cuti, n-a mai aruncat Cuti, deși era liber. Mendel, scurt. Bârchici accelerează, Bârchici pe centru, minge furată din spate. Neatent Bârchici. Păcat de intercepție. Mendel de 3 puncte. Marchează Mendel. 43 la 38 și după mult timp clujenii se duc la 5 puncte. Încă o pasă neglijentă. Abatere de teren. Mingea a fost lovită de adversar. Ia să vedem. Parcă nu. Parcă nu. Trebuia să avem eluarea mai din spate puțin. Sanders. Pentru Cuti. Cuti din nou ratează de afară. Mendel. Al doilea coș de 3 puncte al lui Mendel. 46 la 38 pe mâna lui Leo Mendel. Avantaj de 8 puncte. Greu parcă s-a deselenit jocul Clujului și tot nu merge cum trebuie. Dar cred că e normal să vină și astfel de meciuri. Să nu uităm, Clujul a înglenat în Eurocup. Nu e deloc ușor să joci atâtea meciuri. Două grupe de câte 10 echipe în Eurocup. În grupa A, Clujul pe poziția 9. Juventud Badalona acolo. Burgambres, Umana Rer Veneția, Prometei, Bursaspor, Ratio Farm, Armani Brescia, Jetka Belis, apoi Clujul și Cedevita Ljubljana. Opa Calotă. Fac capcană clujenii, depun mult efort în defensivă.
Sanders scoate mingea în afara terenului. Mister să anunță schema la repunere. Brkić faultat de Stipanović. Brkić îl păcălește pe Stipanović, rămâne liber la 3 puncte, dar ratează. Recuperează Mendel. Și pleacă superb coast to coast. Marchează Stipanović. Fază făcută superb însă de Leo Mendel. Jucător de mare valoare. Brkić. Sanders bagă mâna la dribling, Brkić e neatent, vine Mendel cu intercepția. Mendel reprimește Mendel, încă 2 puncte. 50-38. Milin. Faultat de Mendel. Da. A căutat contactul Milin inteligent. Mendel n-a știut să păseze distanța, să stea mai jos pe picioare și aici intră în el. Schimbat Mendel. Revine Birčević pe teren. Aplaudat Mendel de toată tribuna. Popacalotă blocajul lui Ogburns. Popacalotă îl depășește pe Stipanović, dar expiră timpul de atac. Prea târziu a inițiat acțiunea Popacalotă. 50-38. Shepard. Vine Cuti la handoff. Lasă și el mingea la Shepard. Primește Stipanović. Mingea nu intră în coș. Coș valabil pentru că a fost atins panoul. Haideți să revedem. A sărit Ogburn și a dat cu palma în panou. Milin blochează pentru Popacalotă. Bună fenta lui Popacalotă. A scos mingea pentru Ogburn. Acesta n-a sesizat pasa. Poate că ar fi trebuit să arunce acel reverse layup. Ratează cu panoul Shepard. Ogburns. Fault ofensiv. Asta bine Sanders acolo. Iar Ogburns oricum pasase greșit. N-avea cum să prindă această minge Kevin Calotă. N-a fost nici unghiul bun. Richard. Dinul lângă el. Sanders pentru Birčević. Birčević e la locul lui acolo, în afara semicercului. Are mână foarte bună Birčević. Dinu, crossover. Lasă frumos pentru Misters, care marchează din apropiere cu un stop shoot. Richard. Richard, căpăcit de Ogburns. Dinu în tranziție, ratează, prinde Misters. Ogburns. Pick and roll cu Romain. Misters, Ogburns e singur. Slendan, superb! Cățe n-a avut ce face.
Shepard rămâne liber la 3 puncte. Și marchează Shepard. S-a apărat greșit Michel Comeyn acolo, under, sub locajul pivotului. Iese Cățe, Shepard interceptează. Salvează însă contraatacul Michel Comeyn. Schimbat Shepard. Intră Gordic. Da, bancă mai lungă și jucători de mare valoare are Clujul în lot. Oeștiul se ține foarte bine în continuare. A fost sfertul, al treilea sfertul clujenilor. Însă Bircevic marchează și este și faultat. Are șansă de 4-point play. Iată aruncarea. Vanderburg pe teren. Bircevic cu aruncarea suplimentară. E scurt și recuperează Milin. Vanderburg Junior pentru Auburns. Auburns. Fault. Evident. Bircevic pentru Gordic. Gordic la Richard. Vine Cățe pe centru și marchează cu un floater. S-au dezlănțuit clujenii la acest sfert. Au schimbat puțin ritmul. Au marcat mult pe contraatac. Milin. Milin. Ce minge a scos Milin pe sub Bircevic. Ce soluție! Da. Bircevic se aruncă. Nu știu dacă a fost sancționat cu faul tehnic direct sau avertizat doar. Nu, sancționat cu faul tehnic. Pentru acel flop. Pentru faptul că a simulat că a fost faultat la aruncarea de 3 puncte. După aruncare. Continuă Bircevic să discute cu arbitrii. A înjurat destul de urât și mai devreme în prima jumătate când a fost lovit peste mână de calotă. Deși n-avea posesia acolo, nu prinsese mingea cu ambele mâini. Calotă a dat imediat peste minge la acea recuperare. În fine. Auburns, blocaj și coboară Auburns, se aruncă pe coș, marchează Auburns pentru Ploiești. 60-47. Patrick Richard. Coboară Bircevic pentru blocaj la Cățe, Cățe blochează, primește Cățe. Putea arunca, n-a făcut-o, ratează Bircevic de sub panou. Ultimele secunde ale sfertului al treilea. Ploieștiul în ofensivă, Auburns pentru Misters, Misters. Aruncă cu adversar pe el și marchează! Este buzzer beater al lui Misters. Ce coș! Ce coș al lui Misters! Presat de Gordic.
frumoasă atmosferă la Cluj. Spuneam, e normal ca sala să nu fie plină, cea mai mare sală din țară, 10.000 de locuri. E încă vacanță, însă clujenii sunt iubitori de basket, sunt obișnuiți cu basket de calitate de ani mulți. Tradiția cumva începută relativ la basket, bineînțeles, cu sala Horia Demian. BT Arena deloc departe de sala Horia Demian. De altfel, se mai joacă și acolo basket când e ocupată sala polivalentă BT Arena. Suita de contraatacuri reușită de clujeni, le-a aparținut sfertul al treilea, încă un capac al lui York Burns. Și dacul peste cățe. Gordici, ultimul sfert, ultimele 10 minute. Richards scapă mingea. Putea arunca de 3 puncte, a avut spațiu. Thunderbird Junior ratează în tranziție. Recuperează Zencuti și lasă la Richard. Gordic. Apare Bircevici. Handoff cu Gordic. Gordic scapă și el. Milin pe centru. Milin cu fentă de pasă, se împiedică. Zencuti, bună pasa pentru Gordic. Capacul e întârziat, evident. Uși valabil, s-a lovit Gordic, nu știu cum l-a lovit Ogburns. Cu șoldul, cred. Misters. Thunderbird Junior pentru Monster Dunk-ul lui Ogburns. De unde s-a înălțat Ogburns? Lansat, n-a mai driblat. Coșa lui Richard. Misters, blocajul lui Ogburns. Nu reușește să marcheze acum cu cea oferită pe sumână. Cățe, nu înțeleg de ce nu se duce pe coș Emi Cățe. Adversar mult mai scund în fața sa. Zencuti liber la 3 puncte, scutură plasa! Bircevic lovește pe lângă minge și îl pezește peste față pe Milin. E, cum ar fi trebuit acum să înjure Milin? Când evident că n-a avut intenție Bircevic să-l lovească, dar a lovit pe lângă minge. Milin, catch and shoot de 3 puncte. Scutură plasa și Milin. 67 la 55. 12 puncte pentru UBT Cluj. Frumos, Petri Richard cu fentă. Foarte bună acțiune. Auburn scapă mingea. Zencuti, 3 contra 2. Și el nehotărât. Gordic vine și aruncă de la distanță, recuperează Emi Cățe. Ratează de lângă Ogmers. Stai
Stop shoot de 3 puncte, Patrick Richard. Și e timeout. Clujul se distanțează, își arată valoarea. Una din grupe, cea mai prestigioasă competiție de basket continental, în afară de Euroliga, bineînțeles. La revedere!